la 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 la. Eu asta am ales să fac, să trăiesc în stil tradițional. Când era mai cătrisare, arta este cea care face lumea mai frumoasă. Vă salutăm, stimați prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să se dezvolte acasă. Astăzi continuăm să vorbim despre muzică și despre artă în general, împreună cu Stella Botez, invitata de astăzi. Salutare, Stella! Salut! Bine te găsesc la această emisiune frumoasă, pentru care vreau să te felicit de altfel, pentru că nu știu dacă până acum sau vreodată în Cahul s-au mai făcut astfel de emisiuni. Tu cred că ești primul și pentru asta bravo! Mersi mult! Stella este o interpretă de muzică populară și nu doar. Și nu doar. Și nu doar. Dar spune-ne, ce este pentru tine arta? Wow, arta pentru mine este o exprimare a sufletului, o exprimare a sentimentelor, o exprimare a gândurilor totodată, pentru că un artist, da, are inspirație, îi vin idei pe care le trece prin prisma sufletului, dar și prin prisma rațiunii, pentru a le aduce la o condiție, la un produs artistic, la o operă, da? Și cred că asta pentru mine înseamnă artă. O exprimare a emoțiilor și a frumosului în general, pentru că aici vreau să mă refer la toate felurile de artă, începând cu arta vizuală până la cea auditivă în care mă încadrez eu ca și om. Drag mi-a fost întotdeauna omul bun și știe gluma, când e cu moldovinesc și satul unde trăiesc, nu mă însapun eu. Îl cunoști pentru că ești în domeniul artei dansului și asta are o complexitate de subgenuri ale artei, respectiv cred că arta este cea care face lumea mai frumoasă. Hai să vorbim despre biografia ta. Cum sau de unde vii tu? Eu îmi trag rădăcinile din satul Pleșeni, Raionul Cantemir, inima codrilor Tigheciului, codri care cândva se întindeau până Hălt, aici, în vale, și la Cahul. Mi-am trăit primii 12 ani din viață, adică copilăria și adolescența, acolo, la țară, și chiar dacă îmi doream încă din adolescență foarte mult să locuiesc la oraș, să evoluez cât mai repede, să devin cântăreață, acum, peste ani, îmi dau seama că, de fapt, bazele mele, atât a personalității umane, cât și a personalității artistice, au fost puse acolo, la țară, pentru că mie îmi plăcea foarte mult să petrec timpul meditând pe malul Iazului din sat, privind priveliștea frumoasă, natura din sat, codrii, și acolo îngânam melodii, știi? Și melodiile pe care le îngânam erau cântece pe care le auzeam la radio și nu doar, și în prealabil era muzică populară, folclor. Eu eram pasionată de lucru manual, chiar dacă la noi în casă, atât în casa bunicilor cât și în casa părinților, nu a existat prea mult folclor. Dar el cumva era în sângele meu și eu cumva îl conștientizam, dar îl negam din dorința de a merge la oraș, de a moderniza, de a mă moderniza. Peste ani mi-am dat seama că de fapt asta este ceea ce mă reprezintă ca și om și asta am ales să fac, să trăiesc în stil tradițional, cântând muzică populară, păstrând obiceiurile și tradițiile, promovându-le și chiar păstrând stilul de viață populară. Adică, îți deschid o paranteză, deci la mine bucătăria este tradițională. Eu beau cafea din cană de lut. Dar ce vrei să ajungi de mic copil? Cântăreață. Deci aveai un vis care ai tins întotdeauna. Da. Bine, înainte de a cânta mai mult, eram micuță, eram la grădiniță și țin minte că mă jucam de-a crainica. Crainic este acel om care citește știrile la televizor și mie îmi plăceau tantele astea care citeau știrile la televizor și cu o voce așa impunătoare și cu o poziție asta așa pe masă și foarte solemn și
eu le mimam la un moment dat, mă aranjam așa în fața televizorului și mă ecranizam în televizor și vorbeam nu știu ce acolo, credeam că sunt acea crainică. Asta era jocul meu, da? Și mă vedeam cumva așa. Apoi a apărut muzica, am început mai mult să cânt, am început să studiez muzica la școala de muzică din Cantemir, Valeriu Hanganu și ulterior am uitat de această idee de, sau, nu știu, mică dorință de televiziune. Ca peste ani, tocmai în 2018, să vină în viața mea televiziunea pe Neprins de Veste și să-mi dau seama că, de fapt, ceea ce este implantat în subconștientul nostru încă din copilărie iese la iveală pe parcursul vieții și n-ai de unde să știi când iese și la ce vârstă. Deci, primii pași în muzică i-ai făcut la Cantemir, ai spus. Da. Cum a fost procesul de încadrare în acest domeniu al artei? Pentru tine, pentru un adolescent? A fost ușor. Eu deja eram măricică pentru școala de muzică, școala de arte pentru copii Valeriu Hanganu, ulterior Maria Ciobotari la Cahul, pentru că m-am transferat odată cu mutarea cu traiul de la țară în orașul Cahul, nemijlocit. Eram măricică pentru școala de muzică pentru că eu deja eram clasa a 5-a la școala normală, când am mers în clasa 1 la școala de arte. Am ales să merg în clasa 5-a abia pentru că am făcut acordeonul. Și eu fiind o fetiță mărunțică, de fapt, nu puteam să fac acordeonul de la 9 ani, așa ca și copiii normali. Și m-au dat părinții mai târziu la școala de muzică, ca eu să cresc un pic, să am putere de a ține acel acordeon și de a trage foiul. M-am încadrat ușor, fiind fetiță măricică, clasa 5-a, mi s-a dat ușor. Atât acordeonul, cât și pianul, cât și toate obiectele de studiu muzicale. În timp am uitat, pentru că de mult n-am mai luat acordeonul în brațe, dar cândva cântam binișor, mă luam la întrecere cu băieții ce ține de piesele astea populare, mai ales Tropățica, Hora, nu știu cui. Da, aveam note bune la examene. Aveam 8 și 9, 10 n-am luat, că mă rog. Dar aveam note bune și îmi plăcea acordeonul. Doar că, din start, mi-am impus și calitățile vocale. Și atunci, acordeoniștii, de fapt, pe lângă obiectul de studiu, merg la ansamblu de acordeoniști. Ceilalți merg la cor. Și eu am fost admisă la cor, nu la ansamblu de acordeoniști, pentru că profesorii și-au dat seama că eu îmi va place mai mult să cânt cu vocea în cor decât să stau împrejurată de băieți acordeoniști să cânt la acordeon, știi? Și când m-am transferat la școala de arte pentru copii Maria Cebotari din orașul Cahul, pentru mine a fost o revelație din punct de vedere al contingentului de oameni și profesori de aici, din oraș. Era o energie frumoasă la școala de arte și cumva mă bucur tare mult că am continuat și cu voce, pentru că tot în timpul școlii de arte din Cahul am început foarte repede să particip vocal la concursuri de interpreți vocali organizate mai întâi etapa de Cahul, apoi etapa de Republicană de Chișinău și mă bucur foarte mult că profesorii de aici, din Cahul, mi-au dezvoltat și această abilitate vocală pe lângă studiile instrumentale pe care le făceam și m-am acomodat foarte ușor atât cu profesorii, cât și apropo de profesori. O să deschid aici o mică paranteză. Legat de școala normală în care m-am mutat la Cahul, am amintiri mai puțin plăcute, dar profesorii din școala de arte pentru copii Maria Cebotari m-au făcut și m-au ajutat să trec peste anumite momente mai dificile și m-au susținut moral. Ei erau prietenii mei. Știi? Erau prietenii mei, chiar dacă era diferența de vârstă foarte mare între noi. Eu atunci, în acea perioadă de adolescent pretânăr, până în clasa 9, eram înconjurată de oameni maturi. Eu prieteneam cu maturii. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt pe plan personal. Și să-mi dezvolt anumite calități care mi-au ajutat ulterior în construcția vieții, dar și a carierei artistice. Cum ți-ai continuat tu studiile și cum ai reușit să aduci asta la un nivel profesional?
Eu îmi doream încă din clasa 8-a să merg la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă din Chișinău. Asta este visul fiecărui viitor, da, viitor artist. Și am mers acolo, ceva nu ne-a plăcut și am decis cu mama să continuăm studiile medii de specialitate la Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul. Așa că am făcut secția arte în perioada 2005-2009 și acolo pot spune că a fost pentru mine o școală a vieții foarte importantă, la fel datorită profesorilor minunați pe care i-am avut și datorită colegilor, pentru că erau adunați mai mulți copii, elevi talentați din raionul Cahul, de pe la țară. Și fiecare cu personalitatea sa, fiecare cu aportul său, cumva am fost o clasă, o grupă a unu foarte unită și foarte, foarte bine m-am simțit la colegi în general. Și eram artiștii plastici cu artiștii muzicieni într-o grupă, eram foarte creativ, era foarte vesel și frumos. Și calitatea studiilor a fost una just înaltă, pentru că s-a pus accent pe studiu în general. Profesorii, pe lângă calitățile lor bune, erau și riguroși, respectiv noi am învățat. Eu chiar am învățat foarte mult în colegiu. În paralel lucram, pentru că... Asta în ce an era? 2005-2009, perioada asta. Și în 2007, când eram anul 3 la colegiu și în septembrie, când am împlinit 18 ani, am fost angajată la Școala de Arte pentru Copii Maria Cebotari în calitatea mea de profesor de canto pentru copii. Deci eu am deschis această secție de canto la Școala de Muzică. Și cumva pentru mine asta la fel a fost o provocare, pentru că eu fiind tânără, fără experiență, din ceea ce abia învățam, pedagogia pe care abia o învățam, eu imediat puneam în practică și predam eu copiilor. Și pentru mine asta a fost o etapă a vieții care m-a maturizat cumva brusc. Deci prima etapă a ta profesională a fost una didactică, da, pedagogică. Totuși nu. Prima mea etapă profesională, artistică, a fost pe scena din Cahul, pentru că până la colegiu, în timpul școlii, deja aveam o activitate destul de intensă pe la evenimentele culturale, concerte organizate de primăria Cahul și de Casa de Cultură, pe atunci cum se numea. Svetlana Mihailovna Guslikova mă purta pe la toate concertele și am cântat câțiva ani cu orchestra de muzică populară a ansamblului de dansuri și muzică populară Plară Nufărul, dirijor pe atunci Alexei Ababi. Iată, cu ei și singură cântând muzică ușoară au fost primii pași în pe scena mare, ca să spun așa. Ulterior a venit pedagogia în viața mea. Apoi mi-am făcut studiile superioare de învățământ la Chișinău, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, și acolo am ales un domeniu pe care nu l-am studiat deloc la Cahul, adică folclorul. Canto popular, copz am întâlnit-o acolo și uite așa au pornit toate. Și asta a fost ultima etapă a studiilor tale? Da, pentru că după ce am absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, alte studii instituționale n-am mai făcut decât studiile vieții, pentru că noi în fiecare zi învățăm. Bun, de ce ai ales muzică populară? Înțeleg că te reprezintă, da, dar muzica pop, muzica ușoară, mult mai întâlnită prin rândul tinerilor și în general la mainstream-ului moldovenesc. De ce muzică populară? Eu cumva m-am gândit așa. Deja cântam muzică ușoară, la petreceri și concerte. Studiam la colegiul canto clasic. Profesoarea mea, Elena Eremia, mă vedea o cântăreață de operetă. Dar eu nu mă vedeam. Și am zis, muzică ușoară oricum cânt, o operă nu vreau să fac pe viitor, hai să fac muzică populară, pentru că eu începeam să fac primii pași și în domeniul nunților cu colegii muzicieni din Cahul. Și aici era un domeniu pe care îl studiam singură, dar simțeam eu că
ceva nu cunosc, nu cunoșteam acel autentic. Eu învățam cântecele care se cântau la nunți, cântece din repertoriul altor interpreți, dar îmi doream să studiez folclorul autentic, să vedem de unde pornim noi, cine suntem noi ca și neam, ca și strămoși, cine sunt strămoșii noștri. De-aia am ales muzica populară și ulterior, dacă eram la facultate de la secția canto popular la Academie și întâlnisem deja Cobza, am zis, hai să fac primii pași în cariera artistică profesionistă, oficial din 2010, 6 ianuarie, în domeniul folclorului. Și am început cu Colind de Crăciun. Voi acum copiilor lerui doamnele și voi buni părinților lerui doamnele. Am bătut la ușă, mi s-a deschis. Ușa a fost Televiziunea Națională, emisiunea Bună Dimineața, producător Gutiera Prodan, cea care mi-a deschis acea ușă la care eu am bătut. Și de acolo a pornit totul. Acum că ai deja puțină experiență în domeniul muzicii populare în Republica Moldova, cum privești scena acestui domeniu, scena muzicii populare și, în general, diversitatea artiștilor, multitudinelor? Uh-huh. Pentru mine este foarte colorată scena muzicii populare din Republica Moldova, pentru că noi avem atât ansamblurile etnofolclorice și artiștii ăștia arhaici care țin la tradiție și la cele cântece care erau cântate de strămoși, cântece fără autor, folclor, perle ale neamului, o personalitate din această subramură a folclorului aș menționa-o pe ca și personalitate pe Victor Botnaru, care este și cobzar și vocalist, Zinaida Bolboceanu, care este interpretă ce cântă doar ceea ce este răsculit în lada de zestre a neamului nostru. Și pe de altă parte avem scena populară cu orchestre minunate, profesioniste, cu interpreți de valoare, care abordează nu doar sub genul folclorului moldovenesc, ci și folclor din alte zone românești, mai ales Oltenia, Banatul. Cred că muzica populară din Republica Moldova la etapa actuală este în creștere și în dezvoltare, odată cu evoluția vieții se dezvoltă și muzica tradițională nouă, de tip nou, cea compusă mă refer, și se compune tot mai multă muzică populară frumoasă, pentru că avem muzicieni deosebiți, Corneliu Botgros, Vitalie Dorin, frații Ștefăneț, frații Advahov, Vitalie care scrie, Buldumea, Dorin, mulți, mulți muzicieni valoroși și buni care creează muzică populară, compoziții noi foarte și foarte frumoase, dar totodată păstrează și muzica populară tradițională pe care au cântat-o cândva înaintașii, instrumentiști la fel valoroși. Și mă bucur tare mult că totodată păstrăm și folclorul vechi, autentic, arhaic. Dar tu când ai început să scrii muzica proprie? De mult. Eu încă eram la Cahul, încă eram elevă la școală când cântam așa, cochetam și cu muzica ușoară și cu muzica populară, cântând la nufărul, după cum îți spuneam. Și deja compuneam primele melodii și le schițam acolo pe note. Oficial, atunci când mi-am făcut primele imprimări de muzică populară cu orchestra Lăutarii, am îndrăznit să vin cu melodiile mele și textele mele în 2015, pentru că atunci am făcut acele imprimări primile. Și ai ajuns din 2015 să ai nu doar piese populare, dar ai avut și colaborări cu artiști în domeniul muzicii ușoare. Da. Capușon, Valera. Asta e muzica rap. Da, asta e muzica rap. Povestește-ne despre această experiență. Oh. Cum ai ajuns să-i cunoști pe ei? Uite, am descoperit pe YouTube un cântec, Home, acasă, cântat de Capușon, cu un videoclip foarte fain, filmat parcă acolo, la sud.
Țin minte, tata ne arăta lumea de pe un vârf de deal. Uite, marinel, aici stai Coporaniu, aici stai Boroganiu. În valea asta Ștefan și-o scăpa cășula, deși e satul șela, e coșulia. Uite, fântâna umă. Și am descoperit prin acea piesă, prin textul acelei piese, că acest rapper, interpret rapper, este din Tighegi, satul vecin cu satul meu. Și am îndrăznit să îi mai ascult alte piese, să-l urmăresc și să-i scriu un mesaj în care să mă prezint și să zic, uite, mă bucur, băi, pentru tine, că tu ești parcă de-a meu și uite, ai succes și tare faină este piesa asta și îmi place asta, asta, asta. Și el a rămas impresionat, mi-a ascultat și el cântecele și mi-a trimis și el un mesaj. Ulterior am mai discutat și am zis, hai să facem cunoștință. Ne-am întâlnit în Chișinău, am vorbit, am făcut cunoștință și de atunci ne urmăream unul pe celălalt, activitatea artistică, și când a apărut în viața lui piesa Cine cântă iarăși pe la sate și a trebuit să găsească o voce pentru acel refren, eu fiindcă îi apăream mereu cu postările mele în feed și așa și ne cunoșteam și mai vorbeam, s-a gândit să fiu eu cea care să cânt acel refren pentru că aș fi vocea potrivită. Eu am acceptat cu drag propunerea. E durerea unui neam și o ducem cu mândrie. O lume întreagă ne-a pus în genunchi, deci lasă știe. Copiii noștri-s fericiți de câteva bomboane și la noi în casa mare încă stau în colț icoane. Cine cântă iarăși pe la sate? Ce spun șoaptele pentru necate? Și această colaborare a sensibilizat multă lume, mai ales pe cei din diaspora. Și cumva așa m-a cunoscut ulterior și Valera Liovski, cel care atunci când a revenit în Republica Moldova și-a dorit să mă cunoască în realitate și să vrea să cântăm. Și uite, două refrene deja le-am cântat și pentru Valera. De murând ridic, și încerc sunt în control. Hai, vino, dragul, mame acasă, tata e mereu la poartă. Eu cu ochii pe fereastră, aruncați în depărtare. Poate, poate, azi copilul meu apare, băiatul mamei. Și mă bucur tare mult, sunt băieți tare faini. Chiar dacă raperii par duri, răi, băieți răi, băieți de cartier, de fapt ei sunt foarte sensibili și sunt foarte omenoși și au niște calități deosebite, pentru că ei în primul rând sunt artiști și apoi băieții răi de cartier. Bun, hai să vorbim despre orarul tău de lucru. Actual sau? Actual și general. General e tare mult de vorbit. Pentru că foarte multe lucruri și joburi am mai avut eu la viața mea, tare multe proiecte am avut, dar actual am două joburi jumătate, pot să spun. Pentru că jobul principal, cel de a cânta muzica, acum are de suferit din cauza situației pandemice în care ne aflăm cu toții și din cauza asistării activității artistice. Îmi lipsesc acele concerte și evenimente culturale la care obișnuiam să cânt. De aceea, muzica acum este pe planul 3. Rău. Asta este, dar nu nimic, asta este pe o perioadă limitată. Las că se termină pandemia și reluăm noi concertele și imprimările și lansările de piese, videoclipuri. Pentru că în această perioadă de pandemie, cât am stat acasă luna martie-aprilie, am compus foarte mult și am schițat multe idei, am lucrat în studio, dar acele produse artistice vor fi lansate mai târziu, peste un an, pentru că acum nu are rost. Și prioritar în viața mea acum este televiziunea. Sunt prezentatoarea emisiunii matinale O Cafea la Tezaur, de la Tezaur Folk TV, și pe lângă asta mă ocup de promovarea localului Grota Pub din Chișinău. Cei care aduc în fața consumatorului cea mai bună pinsa romana a la Pala și într-adevăr este cea mai gustoasă. Îți recomand când vii la Chișinău să mă contactezi și te servesc cu o pizza bună, bună, bună. Super. Dar
Ai spus de perioada asta pandemică, da, că a afectat atât viața artistică cât și nu doar. Cum a fost pentru tine? Cum a fost impactul direct și surpriza numită COVID? Cumva eu am fost liniștită și eu în general sunt calmă și pe mine chiar și cele mai mari provocări și cele mai grele provocări ale vieții mă iau așa din greu, dar eu le țin piept, știi? Și perioada asta pandemică pentru mine a fost așa, ok, n-au mai fost virus, au fost și gripă corpuri, cine a fost și nu știu de care încă, ok, am luat-o ușor. Statul acasă pentru mine a fost la fel ușor, pentru că eu am început să stau acasă din ianuarie, având un fel de vacanță pe care mi-am organizat-o, pur și simplu am prelungit vacanța, știi? Și eu sunt o fire casnică. Eu sunt omul care creez și îmi desfășor activitatea de lucru în domeniul creativ acasă. Eu nu am nevoie de un studio special, de un oficiu în care să mă duc să am zona de lucru. Nu, eu pot să lucrez și acasă și să fac abstracție de dormitor, de bucătărie. Am masa de lucru și lucrez foarte bine acasă. Deci, pentru mine, statul acasă a fost o revelație și această perioadă pandemică a fost o perioadă în care eu am meditat mai mult, am citit mai mult, am terminat de cusut în sfârșit și de brodat cel de-al patrulea costum popular și mi-am început al cincilea și acum, fiind iarăși înrolată în joburi, am sistat activitatea de brodat. Am avut posibilitatea să privesc multe filme, să citesc, după cum îți spuneam, și să-mi dau seama cine sunt oamenii alături de mine și alături de cine pot fi eu în astfel de situații. Adică am tras un pic așa prin sită oamenii din viața mea. Ai spus de creatorul pieselor și de procesul acesta de creație. Cum apare o idee a unei piese și în cât timp o iei de la idee la videoclip pe YouTube? Asta este foarte relativ. Poate să-mi vină ideile de melodie oricând, oriunde. Ideile de text la fel. Dar pot să se întâmplă să mă așez, da? Și să am un scop. Uite, acum eu vreau să creez un cântec despre horă, despre hora satului. M-am așezat, m-am concentrat și am scris atât melodie cât și text. Se întâmplă și așa, depinde de starea mea. Strategii artistice eu am. Eu pot să compun un cântec despre mamă acum, dar strategic să mi-l planific peste un an, peste doi. Și atunci realizez și videoclipul și imprimarea. Adică cumva e tare diferit procesul ăsta de creație. Și un cântec de la momentul în care a fost conceput primul cuvânt sau prima notă, primul motiv muzical, până la momentul în care este lansat oficial cu videoclip și cu așa, perioada asta este tare relativă și este diferită la fiecare în parte. Depinde de mulți factori. Cât de greu a fost pentru tine să obții popularitatea de care acum te bucuri? Eu nu cred că sunt populară. Relativ, iarăși. În primul rând, eu cred că nu sunt destul de populară. Chiar dacă am apărut în foarte multe surse media ca să devin populară și am pe parcursul acelor 10 ani de activitate artistică am tot dat din coate. Dar cumva lucrurile, popularitatea nu a venit în viața mea așa peste noapte, cum este în cazul altor interpreți, și poate este mai bine, pentru că mie în viață mi se dă totul prin foarte multă muncă și eu m-am resemnat cu asta, eu știu că asta este karma mea, ca să spun așa, și poate în timp, poate la bătrânețe voi fi populară precum Zinaida Julea, dar deocamdată încă mai am foarte mult de muncit până acolo și nu pot să mă consider acum populară.
mă știi tu pentru că faci dansuri, ești din domeniul muzicii și nu doar, dar foarte multă lume nu știe cine este Stella Botez. Poate a auzit așa. Și eu nu am chestia asta că mă recunoaște lumea pe stradă, treburi, nu, nu. O singură dată s-a întâmplat în transport public, m-a recunoscut o fată tânără și mi-a fost așa plăcut, dar și emoționant cumva. Bine, mă mai recunoaște lumea, dar nu foarte mult, nu cum se așteaptă, nu știu cum, de exemplu, ți-ai imaginat tu că eu sunt recunoscută. În primul rând, eu arăt tare diferit. Nu știu cum, dar sunt tare diferită. În realitate arăt într-un fel, la televizor par altfel, pentru că oamenii se miră când mă văd în realitate. Și când îmbrac costumul popular și îmi fac acel machiaj și îmi împletesc acea cosiță, salt om. Așa că eu în foarte mulți ani am mers în transport public, în troleu și n-aveam nicio treabă. Nu mă recunoștea lumea că m-au văzut dimineața la televizor sau seara la concert. Și e mai bine așa. Sunt mai liniștită eu. Hai să vorbim despre partea financiară a artistismului în Moldova. Deci, cât de profitabil ar fi muzica populară? Eu într-o zi mi-am numărat toate investițiile mele în muzică. Și am zis că, pai, de banii ăștia îmi cumpăram un apartament și o mașină încă de pe vremea când eram studentă. Adică este o investiție foarte mare. Nu doar de talent, energie, sănătate, pentru că asta înseamnă să nu mănânci la timp, asta înseamnă să nu dormi nopțile pentru că trebuie să le muncești, asta înseamnă să te dezici de multe lucruri, asta înseamnă uneori să-ți vezi mai puțin membrii familiei și prietenii pentru că ești înrolată în obligațiile pentru a merge la un concert, la o nuntă și așa. Și asta înseamnă nu doar energie, investiții de energie, dar investiții financiare consistente, ca să nu zic colosale. Iar veniturile sunt în funcție de popularitate, în funcție de dacă ai sau nu hit, în funcție de solicitări. Și bineînțeles că și prețul diferă în funcție de aceste criterii pe care ți le-am numerit toate chiar acum. Eu cam tot ce am câștigat, cred că 90% am investit din nou în muzică și probabil asta m-a făcut să fiu dârză și să continui mai departe, pentru că atunci când începi un lucru și un business, că asta până la urmă este un business, când începi o afacere și verzi perspectivă, dar această perspectivă, din păcate, este în timp de mai mulți ani, trebuie să te înrolezi cu multă răbdare și o faci conștient și eu sunt conștient de asta. Despre nunți, cumătrii, botezuri și așa mai departe, cum ți se pare în Republica Moldova? Eu mă bucur că ele încă se fac și se păstrează. Noi, în general, suntem un popor care ținem la tradiții și la strămoșii noștri. La noi încă este păstrată în educația noastră acea idee că tot ce este a strămoșilor este sfânt și trebuie să ascultăm de cei mai mari și cel mai în vârstă a casei, adică bunicii, tot ce ei ne învață, noi suntem datori să păstrăm și să implantăm și să cultivăm, da, în sufletele următoarelor generații. Și asta este foarte bine pentru că noi astfel o să ne păstrăm ca și neam, identitatea neamului o să o păstrăm astfel. De aceea, chiar dacă nunțile noastre și petrecerile private împrumută tot felul de elemente de la alte popoare, gen aruncatul buchetului miresei, tortul, aceste obiceiuri sunt frumos împletite cu obiceiurile noastre tradiționale și noi știm să ne distrăm, știm să ne odihnim, pentru că după ce muncim mult, trebuie și să ne odihnim, trebuie să existe echilibrul ăsta și noi ca și oameni cumva instinctiv o facem și este frumos. Încă cei plecați din diasporă revin acasă pentru a face acea nuntă. Copiii sunt botezați frumos și sunt
petrecuți, sunt sărbătoriți la acea petrecere de cumetrie și astea sunt amintiri, în primul rând, pentru oameni. Dar pentru tine, ca artist, o nuntă reprezenta mai mult un lucru decât o distracție. Da, pentru mine sunt și experiențe în viața mea când mi se spune: păi tu ai cel mai de invidiat job, tu te duci acolo și te distrezi. A, te duci la multă distracție plăcută. Care distracție? Eu mă duc să muncesc. Și este o muncă destul de grea. Pentru că indiferent cum te simți, indiferent ce ai pe suflet, indiferent ce ți se întâmplă, ori ai un microfon, ai un laptop, ai oameni care te acompaniază, este factor viu, orice se poate întâmpla. Și tu trebuie să faci în așa fel încât publicul, pentru că și acela este public, nu este doar o adunătură de oameni care vin să danseze, să mănânce și să bea. Este un public. Și tot mai mult publicul nostru atrage atenția la cine îi prestează muzica. În general la toți prestatorii de servicii. Mă refer aici la absolut toți, de la ospătari până la noi muzicienii, foto-video, absolut toate detaliile și dansatorii, bineînțeles. Oamenii se uită ca la artiști pentru că prestatorii de servicii astăzi vin în fața contingentului de la petrecere așa cum vin pe scenă și atunci prestează ca pe scenă și prestația de pe scenă nu este una simplă. Este una impunătoare care necesită efort. De asta nunțele pentru prestatorii de servicii nu sunt distracții, sunt muncă asiduă. Și îmi pare rău că, scuză o paranteză, îmi pare rău că acum, în această perioadă, prestatorii de servicii în general din toată țara au fost pălmuiți și mă limitez la cuvântul pălmuiți de către acei oameni care ar trebui să aibă grijă din contra de cultura țării noastre, pentru că fără cultură un popor nu poate face nici economie, nici industrie, nici nimic. Povestește-ne despre câteva vise pe care le ai pentru cariera ta profesională. Visele, le. mai blocat, știi de ce? Pentru că în această perioadă în care activitatea mea artistică un pic este sistată, pusă pe pauză, mi-am pus pe pauză și visele, știi? Și scopurile. Bine, ele sunt acolo schițate. Îți ziceam, în lunile martie-aprilie am tot compus și am câteva cântece care urmează să fie realizate și acestea sunt proiecte. Sunt, fiecare cântec este un proiect, un copilaj, un scop, știi, pe care dacă îl duci la bun sfârșit, este ura, este împlinit acel vis. Și ele sunt câteva care stau la rând. Dar cumva înainte, câțiva ani în urmă, puteam spune că uite, visez, ajung acolo. La nivel de muzică. Acum pur și simplu cred că trebuie să îmi fac treaba și să continui ceea ce am pornit. Și asta înseamnă, știi cum, eu pe parcursul anului am lansat un album, al doilea, al treilea, dar este vorba de repertoriu. Acum dacă înainte visam să am un album, când l-am obținut, nu s-au mai vândut, știi? Nu s-au mai întrebat. Totul este pe YouTube. Acum, nu știu ce să mai visez în continuare, pentru că după YouTube nu știu ce va fi. Și cred că trebuie să-mi fac treaba, să îmi realizez ideile muzicale, rând pe rând, bineînțeles că strategic, și care stea a visurilor mele va licări, aia va fi steaua norocoasă. Bun, te-ai gândit vreodată despre lansarea pe plan internațional? Vorbim despre România și spațiul balcanic mai mult. Eu în România am activitate artistică cu muzica populară, dar nu consider... Te referi la nunți? Nu, la concerte. Nunți în România nu cânt. Eu nu știu dacă România poate fi considerată o țară din plan internațional, pentru că România este acasă. Eu când merg acolo mă simt ca și în Moldova și invers, adică pentru mine este aceeași țară.
și eu sunt cetățean român, cu acte în regulă, respectiv, făcând folclor pe plan internațional, nu poți ajunge decât stilizând acel folclor și ajungând să cânți la festivaluri care să unească artiști și care abordează diferite genuri muzicale și pun accent pe folclorul țării. Și aici mă refer poate și la partea balcanică despre care tu ai menționat. Să ai un contract internațional cu o casă de discuri internațională. În cazul meu cred că nu, pentru că eu nu fac acel gen de muzică. Dacă eram o cântăreață de muzică pop, atunci atindeam să obțin un contract și aici e doar pe contract. Nu este ca în Republica Moldova, unde artiștii sunt pe cont propriu și nu semnează cu nicio casă de discuri, pentru că asta nu există. În România există case de discuri și alea pentru domeniul muzicii ușoare și pop. Folclorul la fel nu are case de discuri decât o instituție care îi multiplică niște CD-uri, atât. Artiștii nu semnează cu case de discuri și nu sunt produși de către o casă de discuri. Fiecare artist de muzică populară este crescut în propria oală. Dacă ai lege să faci alt domeniu al artei, ce faci? Dans, dacă aș fi tinerică, dar deja e târziu, că nu mai am acea vârstă când aș face dans. Dar să știi că am o ușoară părere de rău că în adolescența mea nu am practicat și dansurile. Bine, eu nu prea aveam timp, studiam la două școli, dar cred că dacă îmi doream foarte tare, cred că practicam și un cerc de dans. Nu știu dacă nu forul, pentru că acolo trebuie dedicație totală. Dar poate bobocelul, poate iuventă, poate... Dar nu... N-am făcut asta pentru că eu cântam, știi? Și dacă trebuia și să mai dansez, când le reușeam pe toate. E, și astea, da, cred că dans aș face dacă n-aș face muzică. Din domeniul arte, că... De fapt, uite, vezi câte mai fac. Jurnalism, pedagogie... Care este cel mai plăcut moment din lucrul pe care îl faci tu? Din artă? Cred că senzațiile cele mai plăcute sunt atunci când primesc feedback de la public, când primesc aplauze, când ies de pe scenă și am încă acele emoții pe care le-am trăit pe scenă, acel fior. Ori eu dintotdeauna am fost persoană cu dublu identitate. În fața publicului, pe scenă, m-am simțit într-un fel, m-am manifestat într-un fel și în viața reală, cea de zi cu zi, dintotdeauna am fost alt om. De parcă aș fi două personalități. Pe scenă, eu de pe parte sunt extrovertă, sanguinică, n-am nicio treabă cu discuția în fața publicului, în fața camerelor de luat vederi. Duc activ această viață publică. Dar pe de altă parte, în sinea mea, sunt introvertă, sunt modestă, am și frici și deseori îmi place liniștea. Ce ai dori să schimbi la capitolul cultură în Moldova? Wow, ce întrebare! Tu mă întrebi la general sau vrei să mă axezi pe ceva anume? Cultură, artă, hai să spunem. Mă doare sufletul să-ți răspund, pentru că atâta timp cât cei de la conducere nu pun accent pe acest aspect, mai mult decât atât, atâta timp cât în Ministerul Culturii se regăsesc astăzi oameni care nu prea au treabă cu cultura, și nu mă refer la toți, nu știu cum aceasta poate să evolueze și să... Nu știu eu ce aș schimba. Aș schimba multe dacă aș avea cu cine, pârghii. Cert este că noi, în Moldova, avem foarte mulți oameni talentați și valoroși care pleacă din țara asta, chiar dacă aici au primit primele cunoștințe și au pus bazele culturii și
practicii artistice pe care o fac în toate subdomeniile artei. Acești oameni, atunci când pleacă peste hotare, își manifestă calitățile la cel mai înalt nivel și sunt foarte apreciați, pe când acasă nu sunt apreciați. De remunerare nici nu mai vorbesc. Imoral nu sunt apreciați. Nu înseamnă nimic acel ordin, nu știu cum, care se dă odată în viață. Dacă atitudinea pe parcursul vieții unui artist, atitudinea celor de sus este neglijentă, degeaba vii la sfârșit de... Nu, hai să spun așa. Omul are 30 de ani de activitate artistică. Timp în care s-a dedicat artei, a trăit pe scenă și în culise, în repetiții, a mers, a cântat, și-a manifestat creația în cele mai proaste condiții de desfășurare. Zic 30 de ani de experiență, știi? 30 de ani de neatitudine, de nerespect din partea statului și a oamenilor conducători. Degeaba peste această perioadă de 30 de ani vii cu un ordin acolo ca să-i ungi ochii omului. Nu știu dacă ajută asta. Și de aici cred că am spus tot. Asta ar schimba atitudinea. Pentru că publicul n-are nicio vină. N-are nici o vină. Bineînțeles că oamenii care influențează tot vin din masele de public. De acolo pornesc ca să ajungă să influențeze. Dar atunci când devin influenți, nu influenceri, dar influenți, mă refer aici la conducătorii statului, își schimbă total caracterul. Devin alți oameni. Sunt ca roboții aia din filme. Sunt ca dragonul cu patru capuri din poveștile Cosmei. Hai să trecem pe partea mai pozitivă puțin. Ce cazuri amuzante sau plăcute sau neplăcute ai avut tu pe la nunți, pe la concerte și așa mai departe? Nu știu. Bine, s-au mai întâmplat multe, dar nu știu dacă... Eu, în general, sunt un om care nu prea are spiritul ăsta de a spune pătărănii și glume, știi? Și... Da, mi s-au întâmplat mai multe, dar nu știu ce să-ți povestesc acum. Eu pot să spun că s-a întâmplat să-mi uit cuvintele la propriile cântece și cumva să ies din situația asta. S-a întâmplat că mi-a căzut brâu, s-a întâmplat că mi s-a desplătit cosița chiar pe scenă și până la sfârșitul piesei am fost... Eu am având un păr mătăsos, el nu se ține împletit. Aceasta mi s-a desplăcit încât eu la sfârșit de program eram la costum popular și cu părul în vânt. N-aveam treabă. Bun, acum pe final, spune artiștilor începători din Republica Moldova sau tinerilor care doresc să facă muzică sau care doresc să lanseze cultural, spune-le ce trebuie să știe sau un îndemn. Wow, nu știu dacă sunt eu competentă să dau sfaturi, dar cert este că tinerii care își doresc să facă muzică trebuie să, în general, să devină artiști. Poate nu muzică, poate să facă dans, poate să facă pictură, poate să facă orice. Eu cred că trebuie să-și urmeze visul, dacă acesta este într-adevăr un vis și nu doar o dorință, un moft. Pentru că mulți dintr-un moft pornesc, dau cu capul și renunță. Dar cei care au vocație simt că trebuie să facă asta și pornesc la drum, mergând pe acest drum, indiferent de greutățile pe care le întâmpină, să meargă mai departe, să fie perseverenți, să muncească foarte mult, pentru că nimic nu se dă ușor și chiar dacă au norocul să fie ajutați pentru a păși peste câteva trepte mai sus în această activitate artistică, să nu dea voie adrenalinei să urce prea mult
pentru că trebuie să conștientizeze faptul că astăzi poți fi sus, poți fi recunoscut, o piesă poate să fie cu succes, dar mâine, cea de următoare piesă, cea de următoare etapă, trebuie să fie conștientă și să fie mai bună decât precedenta. Altfel, ai decăzut. Deci nu ai voie să cobori pe trepte. Trebuie să fii doar în creștere. De altfel, degeaba mai pornești la drum. Și săriști. Cine nu riscă, nu are succes. Ca să nu promovăm alcoolul. Săriști. Cine nu riscă, nu cunoaște direcția succesului. Wow! Super! Stella, noi îți mulțumim. Și eu mulțumesc frumos. Ție felicitări încă o dată pentru aceste interviuri gustoase, suculente și cred că tinerii care te urmăresc pe tine și au îndrăgit această emisiune și aceste interviuri, sper și cred că au ce învăța. Mulțumesc, baftă și ție! Mulțumim! Și noi, stimați prieteni, ne vedem în următoarea ediție a emisiunii Direcția Succes. La revedere!